Duminică pierzi sau câștigi este titlul unui film celebru cu un actor la fel de celebru în rolul principal, Al Pacino. Cel puțin în două situații se confirmă sau se potrivește acest titlu dacă ne legăm de ceea ce ne interesează pe noi în fotbalul românesc. Și anume, prima situație, echipa națională care va ști astăzi dacă mai speră sau nu la semifinala de baraj. Macedonia de Nord, Islanda. Este transmis acest meci în direct la Digi Sport 1 de la ora 19. De la aceeași oră, jucătorii echipei naționale a României evoluează în Liechtenstein, unde au o misiune facilă, dar nu stăm la mâna noastră, pentru că trebuie să ținem pumnii Islandei, care într-un caz fericit trebuie să câștige, da, sau să remizeze măcar, da, în meciul cu Macedonia de Nord, pentru că apoi noi să știm dacă mai sperăm sau nu. În a doua situație, rămâne de văzut dacă pierde sau câștigă Gigi Becali în cazul în care renunță la Edi Iordănescu. Aseară, aproape de miezul nopții, încă antrenor la FCSB, Eduard Iordănescu a anunțat pe contul personal de Facebook că patronul i-a propus rezilierea contractului. Nu va da curs acestei solicitări dacă nu îi se achită acea clauză de 500.000 de euro pe care a promis că o va dona în scopuri caritabile și va dovedi cu acte că se întâmplă acest lucru. Oricum, la modul în care se desfășoară lucrurile la FCSB, este aproape imposibil de crezut că Edi Iordănescu va mai rămâne pe banca acestei echipe. Sau, altfel spus, va mai rămâne mult pe banca acestei echipe, mai ales că l-a și înțepat pe Gigi Becali, declarând în acel comunicat expus în 8 puncte că feeling-ul meu este că domnia sa dorește să controleze absolut tot la această echipă. Bună dimineața, bun găsit tuturor, sunt Viorel Grigoroi, invitații mei, două nume bine cunoscute în fotbalul românesc, în prezent implicate în Liga Secundă, o competiție pe care de asemenea Digisport vă propune de câteva sezoane încoace și o competiție care este în vacanță, pentru că foarte mulți jucători sau mulți jucători de la Liga 2 sunt implicați la loturile naționale care sunt acum, da, în tot felul de faze, meciuri de pregătire sau meciuri de calificare. Nicolae Grigore, antrenor la Metaloglobus, bună dimineața, a fost jucător la Rapid, dacă vreți să ne legăm și de trecutul ca jucător. Salut, Grig, bună dimineața! Daniel Oprița, antrenor la CSA Steaua. Mulțumim clubului Steaua că i-a permis lui Daniel Oprița să ajungă la această emisiune. Nu că ar fi fost un mare efort, dar acolo sunt fel de fel de lucruri, fel de fel de ierarhii. Trebuie să dai tot felul de e-mail-uri ca să primești acceptul și au avut toată deschiderea și înțelegerea pentru a-i permite lui Daniel să vină la această emisiune. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața. Beldie, prietenul nostru, gata cu introducerea. Salut, bună dimineața! Ambii invitații mei vin după două meciuri de pregătire și sunt cam supărați așa, pentru că Nicolae Grigore și Metaloglobus s-au pierdut la Voluntari 0-6, am înțeles bine, nu? Da, da. Nu v-ați prezentat? Bine, la neprezentare 0-3. Daniel Oprița a jucat la Craiova cu echipa patronată de familia Mititelu, 1-4. Da. Dar bun, meciuri de pregătire. Acum nu știu dacă v-ar fi bucurat că ați fi câștigat niște meciuri de pregătire. Da? Nu ne-am fi bucurat, dar nici să pierdem la... Eu, cel puțin la scorul ăsta, nu aș fi vrut să măcar pierd, scopul a fost atins? Asta e ideea, da, la un eu zic de a fost atins, da, scopul a fost atins. Uh-huh. Pentru că am făcut două echipe în care am vrut să văd toți jucătorii, mai, și pe cei care nu au jucat așa mult în campionat, să-i văd și pe ei într-un joc. Uh-huh. Diferență mare între o nou promovată și o echipă care stă acolo sus în față la Liga a doua? Așa, ai jucat și tu ceva fotbal la viața ta. Eu spun, după ce s-a jucat ieri, chiar dacă acum n-a fost meciul televizat, dar după scor, mulți ori să zică că am pierdut clar, dar după joc, după cum s-a jucat, mai ales în prima repriză, putea să fie cel puțin egal sau să conducem noi, pentru că am făcut un joc bun, de-aia am fost și supărat că am tratat așa unele faze. Ce înseamnă joc bun? Acum, serios. Eu sunt unul dintre cei care n-am văzut meciul, deci... Ne-am creat ocazii clare. Okay. Și când spun clare, ocazii din 10 metri singur cu portarul, când scapi de la 30 de metri singur cu portarul, când ajungi în 7 metri singur cu portarul, în o situație driblești și portarul și o scoate după linia porții un jucător. Sunt ocazii foarte mari și primim un gol pe final de repriză. Da.
A, deci 1-0 la pauză. 1-0 la pauză, okay. După aceea am schimbat toată echipa, am avut două echipe și cam asta a fost așa. Uite, pe Grig l-am menajat, dacă vrei, nu te întreb de voluntar nimic, adică nu te întreb, sărim peste. Eu am acum o situație similară pentru că eu... Dar să nu ne spui ca Dan Nistor când juca la... Când în afară de cele șase, nu... Da? Când a jucat Steaua, a fost atunci, împotriva Pandurilor, pe Ghencea. Da. Și-au bătut Roșii Albaștri 6-0 și a spus Nistor, care era la Panduri, în afară de cele șase goluri, n-au nicio ocazie. Când a dat Cheșerul, multe. Când a dat Cheșerul, 6. 6 a dat Cheșerul? Da. Șase, da. Șase asta chiar numai. Eu recunosc când mai ți-am minte ceva. Bine, nu s-a mai oprit de la 6. Nu, voluntarul e echipă extrem de puternică. Nu am cum să spun lucrul ăsta. Eu, la fel ca și Daniel, am încercat să... Adică am rulat întreg lotul de jucători. Chiar am schimbat la un moment dat pe parcursul reprizei a doua, pentru că aveam mai mult decât două echipe. Și, într-adevăr, diferența a fost... Diferența asta este, cel puțin ce a fost ieri. Cu voluntarii, o echipă extrem de puternică, nu întâmplător sunt acolo unde sunt, nu întâmplător cu o săptămână înainte sau două. Și au rulat tot meciul, tot lotul? Da, sau? Da. O echipă extrem de puternică, dar până la urmă lupta noastră este alta. Lupta noastră este în Liga a doua, unde este, și Daniel cred că o să confirme, o ligă de bătaie, o ligă bazată mult pe fizic. Uzură. Da, exact. Da, bomba de la miezul loții, o să-i rog pe colegii mei să ne prezinte fragmente din comunicatul postat pe Facebook de Eduard Iordănescu. Este un anunț oficial, da? Nu ne mai îndoim, nu mai e nicio speculație. De altfel, spuneam ieri la matinal că jurnalistul Gabi Safta a anunțat, deși nu e o sursă oficială Gabi Safta sau niciun fel de jurnalist nu poate reprezenta o sursă oficială dacă vorbim de o informație în ceea ce privește o echipă de club, că lui Edi Iordănescu îi se pregătește ceva. Ceea ce s-a confirmat aproape de miezul nopții, când antrenorul celor de la FCSB declară în scris că patronul Gigi Becali i-a propus încetarea contractului și că va da curs acestei solicitări doar în cazul în care îi se va achita celebra clauză de 500.000 de euro, sumă pe care o va direcționa în scopuri caritabile și va dovedi acest lucru. Este un comunicat extrem de stufos, din care colegii mei vă prezint acum cele mai importante fragmente, în 8 puncte, da? A muncit ceva la el aseară, Edi Iordănescu, a scris, i-a luat ceva timp, dar după cum stau lucrurile, domnul Beldie, cred că reconcilierea este aproape imposibilă, să nu folosim totuși. Nu m-aș grăbi să cred că va fi dat afară. Deci acei 500.000 de euro sunt suficientă rațiune încât să nu-l dea afară. Cred că îl va da, bănuiesc, normal se poate întâmpla orice, dar bănuiesc că îl va da afară ori dacă juriștii, avocații îl asigură pe domnul Becali că nu va plăti acea clauză. Nu știu cum e formulată, mă gândesc că e formulată de o asemenea manieră încât să nu poți să dai la întors. Mă refer exclusiv pentru reziliere unilaterală, nu pentru... Poți să le spun vrăjelile acelea cu n-ai voie să vorbești, n-ai voie să nu știu ce, astea... Dacă vrăjelile sunt stipulate în scris, nu cred că sunt vrăjeli. Să știi că în contract tu poți să pui orice, dar sunt precizări pe care le faci în contract care intră în conflict cu alte idei de drept general. De exemplu, dreptul la liberă exprimare. Deci să-ți pui părerea despre ce se întâmplă este un drept la liberă exprimare. Nu te poate nimeni obliga. Adică, uite, eu pot să fac cu Grigu un contract în care el să se angajeze, nu știu, să se tărască pe sub bănci. Sau eu să mă angajez că dacă nu fac ceva, mă tărăsc pe sub bănci. Ajung în justiție cu el și nimeni nu-i dă dreptate doar pentru că este acel contract. Adică sunt niște lucruri pe care tu poți pune orice într-un contract, dar nu orice pui în contract devine lege între părți. Revenind, ideea este că nu cred că acest contract se va încheia, așa cum spun unii, doar pentru că domnul Becali a spus că nu-i pasă de acei bani. Eu cred că îi pasă de 500.000 de euro. Este o sumă uriașă și nu cred că va dori să o plătească. Și cred că se vor duce, bănuiesc că se vor duce până în vară și atunci se vor despărți. Ce nu mi-a plăcut la Edi Iordănescu, de ce această... Ieșire? Nu, de ce această dorință de a preciza că dai banii pentru cauze caritabile? Păi, nu înțeleg. Eu înțeleg. De ce? Pentru că să nu pentru se rușine, interpreteze faptul că abia aștepta să fie dat afară ca să-și ia 500.000 după 10 etape. Ai făcut o înțelegere. Asumă-ți ce ai făcut în înțelegere. Nu trebuie să-ți fie rușine să iei niște bani dacă sunt în acea înțelegere. Nu e nicio rușine.
Asta este o chestie românească, băi, am să câștig și o să dau banii la copiii străzi. Bine mă, câștigă și dă banii la copiii străzi fără să mă anunți pe mine că dai banii la copiii străzi. E un detaliu mai puțin. Nu, este important, este o chestie ce ține de melodramatismul lui Iordănescu. Îi place drama. El are dreptate în ceea ce privește faptul că acolo nu sunt lucrurile în regulă dacă se fac presiuni asupra lui, dar asta este o dramă ieftină. Da. Ține mă pentru tine că vrei tu să dai la... Nu e despre CSA și FCSB aici, este despre soarta unui antrenor din fotbalul românesc. Și cum se desfășoară lucrurile chiar și în cazul în care ai rezultate. Pentru că nimeni nu poate contesta că Edi Iordănescu nu are rezultate. Super rezultate. Echipa nu joacă spectaculos. În condițiile care au fost, el a avut super rezultate. Nu rezultate, super rezultate. Da, nu mi s-a părut că nu joacă spectaculos, că... Nicio echipă, dacă e poate Craiova în ultima perioadă. Craiova... Mai puțin la Faro. Bună observație. Care a mai jucat spectaculos. Chiar mi-au plăcut ultimele jocuri, când au avut și acele victorii. 7 consecutive, chiar au făcut un joc bun, stilul lui Regencamp. Adică o echipă bine pregătită fizică, cu pressing agresiv. Au atacat poarta, au și marcat destul de mult, cam ei. Dar în țară, la noi, nu e vreo echipă care... Sau, să zicem, și Faro, care... face un joc așa plăcut, Botoșanu. Sunt 2-3 echipe, am început să fie mai multe, dar cam ăsta este fotbalul de la noi din țară. Dar mai e vreo logică în ceva, în fotbal? Adică și când ai rezultate să ți se propună să pleci? Da, probabil, nu știu, acolo până la urmă e bine care clauza aia. Pentru că dacă, și poate, pentru că statutul lui ca antrenor... I-a permis să o impună. Valoarea, da? I-a permis. Un alt antrenor nu poate să-și pună clauza asta, pentru că nu ți-o acceptă nimeni. Chiar dacă... Bine, mai sunt cel puțin două situații care îmi vin în minte acum, tot legate de Liga 1, una de echipa patronată Gigi Becali, similare. Prima cu Zenga. Era la echipa atunci? Da, da. Deci omul lasă echipa pe locul 1, vine Titi Dumitriu, 4 etape, campion. Da? Și a doua, ceva mai aproape de zilele noastre, cu George Costa la CFR Cluj. Uh-huh. Da? Și el a avut și avut mări. 6 sau 7 puncte CFR-ul, locul 1, față de a doua clasată, vine Andone, ia campionatul. Da. Da? Deci nu e chiar originală situația, dar e rară. Și am crezut că vom scăpa, dar uite că m-am înșelat. Că vom scăpa, că vom intra în normalitate. Nu, eu încerc să privesc puțin mai departe decât această situație. Și Șumudică, uite, m-a informat Severin. Și Șumudică la fel. Da, Șumudică deja agitase pe acolo niște ape, în fine, te rog. Mă gândesc, ipotetic vorbind, că Edi pleacă. Cu bani, fără bani. Ce antrenor ar putea să vină? Pentru că dacă până acum, în mandatele trecute, fie Toni Petrea, fie oricine a fost... Oarecum mai scălda lucrurile, că eu m-am gândit, că eu am făcut, că poate mi-a și sfătuit, poate m-a și... În momentul ăsta lucrurile sunt atât de evidente, încât orice antrenor ar veni, nu mai are ce să spună altceva. Pentru că e evident de ce Edi Iordănescu pleacă. Mai ales după cum a și prezentat situația, pentru că eu cred că asta a fost poate principalul obiectiv al lui Edi Iordănescu, de a scoate în evidență ce se dorește la FCSB. Uh-huh. Oriceea ce se va întâmpla mai departe, cred că este... Ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie problema celor de la FCSB. Ce se va întâmpla după? Ce antrenor va veni în condițiile astea? Ce antrenor se va compromite în condițiile astea? Pentru că nu mai poate să vină la interviu, nu mai poate să spună, da, domne, mi s-a spus la pauză, trebuie să-l scot pe ăla că nu joacă, nu știu cât mi s-a spus. Adică nu mai ai ce să spui. Au fost tot felul de antrenori și de situații la FCSB. Și putem să facem așa o radiografie. N-avem timp, dar... La prima vedere sunt cel puțin 2 antrenori care au activat acolo, unul a luat și un trofeu și care s-ar plia pe stilul lui Gigi Becali și nu sunt nici yes men. Da? Te referi la Dică? Nu. Toni Petrea și Teja. Adică relația lor cu patronul cred că a fost cea mai aproape de dorința patronului, da? Luând în calcul și profesionalismul lor. Experiență și așa mai departe. Ar veni să se compromită neapărat ce toți. Ce spune Grig este că lucrurile acum sunt într-un moment în care se trage o linie. Până acum am avut tot felul de antrenori și exista recunoașterea aceasta, voi se bagă patronul. Acum a venit un antrenor care a ținut închis robinetul și este robinetul dat afară. Verbal. Da, de orice fel de implicare, da? Și acum este dat afară. Cumva se oficializează
mai puternic chiar decât dacă ar intra domnul Becali și ar spune da, eu fac asta la echipă. Este mai puternic faptul că pleacă un antrenor cu rezultate. Jocul este o chestiune subiectivă, aprecierea jocului. Mie îmi place seria. Nimănui aproape nu-i place seria ca spectaculozitate. Îi place din alte rațiuni. Da? Nu-mi place Spania, care e foarte frumos. Da? Deci e o chestiune subiectivă. Și îl dai afară pe omul acesta și dai, este un mesaj mai puternic decât dacă ai spune da, vreau unul care să facă ce vreau eu. E mai puternic. Publicitate, după care vom încerca să luăm și ceva reacții pe marginea a ceea ce se întâmplă în aceste ore, pentru că e prea mult spus. Tors, împreună cu Nicolae Grigore, Daniel Oprița și Ștefan Beldie, mai zăbovim, cel puțin până la apariția unor reacții pe marginea a ceea ce se întâmplă în aceste ore la FCSB, asupra acestui comunicat, din care înțelegem că de când a venit la echipă, Edi Iordărescu n-a avut nici măcar 75% din lot disponibil. De aici și o explicație în privința exprimării echipei. Da? N-ai tot ce trebuie. Echipa nu s-a exprimat atât de prost. Acum să fim oameni. Nu, ca... Ca ce? Spectaculozitate. Ca ce Păi asta când este a, suferința patronului. Puțin, hai să ne uităm în toată perioada asta. De la Dică încoace, să spunem așa, ca să avem un reper. Când a jucat nu știu cum și au fost și rezultate. Și asta e adevărat. Și n-a jucat prost, n-a jucat... De asta spun că e ceva subiectiv. Cum e subiectivă e și chestiunea aceasta cu vorbitul. Da? Că trebuie să duci vorbitul lui Becali să dovedești în instanță că ți-a produs ceva... Da. Suntem împreună acum cu unul dintre, poate cel mai cunoscut suporter din zilele noastre al FCSB-ului, Gheorghe Mustață. Bună dimineața! Bună dimineața! Haideți să intrăm în subiect vis-a-vis de ce a postat Edi și ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla, ce reacție au suporterii prin vocea dumneavoastră? Reacția noastră este una singură. Ce anume? Reacția noastră este una singură. Edi să nu plece și dacă în cazul în care, dar din ce am înțeles, domnul Becali nu rezilează contractul Edi, Edi nu va pleca, a fost o postare a lui Edi care am văzut-o și eu aseară, dar Edi Iordănescu nu va pleca. Dar dacă se va întâmpla chestia asta, noi nu o să mai acceptăm alt antrenor la Steaua. Păi, bun, cum ai că nu acceptați? Că până la urmă... Nu o să mai acceptăm. E simplu, ce nu înțelegeți? Adică îl veți contesta, îl veți determina? Evident. Păi dacă aceasta nu e normal. Dar dacă Edi va fi lăsat în pace, va avea tot sprijinul nostru, a suporterilor, a Peluzei Nord, toată lumea asta își dorește. Edi Iordănescu să fie lăsat în pace, să-și facă antrenamentele, pentru că asta nu înțelege lumea și la dumneavoastră pe la tizi, așa, la programele de seară. Da. Nu înțelege nimeni, pentru că au fost acei jucători care au avut acest virus nemernic, care, na, asta este, i-a ținut pe băieți în camere, nepregătiți, după care am avut și acei jucători accidentați. Dar dacă pe la dumneavoastră pun studio pe timp de seară sunt numai de la Dinamo, e normal să dea numai în Steaua. E o părere, nu înseamnă că e nu și cea e o părere, nu e o părere, nu e o părere, așa este, toată lumea știe. Emisiunea domnului Morar, ia bătaie Dinamo, nu comentează de Dinamo. Domnul Stați, haide să nu facem radiografia ceea ce se întâmplă aici, ferește, că nu v-am sunat de asta. Fiecare e răspunzător pentru ceea ce așa este, vorbește, face cel mai bine și acționează. Se întinde cel mai bine. Da. Da, interesul nostru a suporterilor să susținem pe Edi, să susținem echipa și să se încheteze odată pentru totdeauna acest scandal. Da. Edi să-și vadă de meseria lui și să luăm campionatul anul. Dar spuneți-ne că sunteți suporteri vechi al acestei echipe și știți și lucruri de culise așa. Există un motiv ascuns al acestui conflict, să-i spunem, sau trebuie să luăm de bun ce spune Gigi Becali, că echipa nu se exprimă spectaculos? Că mie mi se pare că nu e chiar așa. Eu sunt de acord și cu spectaculul ăsta, dar să-l aducem pe Messi, să-l aducem pe Ronaldo, să facem spectacol. Deocamdată România nu prea este campionat de spectacol, este campionat de rezultate. Da? Pentru că noi întotdeauna am mers pe spectacol și de 6 ani de zile nu mai luăm nimic. Asta așa e. Numai spectacol este. Da? Nu mai există spectacol. CFR-ul a făcut spectacol în campionat. 1-0. La revedere. 3 puncte. Campionat luat. Dacă vrem spectacol, cu cea mai mare plăcere să mergem să-l aducem pe Ronaldo, pe Messi, pe Neymar. Și atunci... Deși nici ei ați văzut că nu mai fac pe la PSG spectacol. Adică exact. dacă ar fi o soluție bună să-i aduceți. Asta este. Noi ne dorim foarte mult
ca domnul Cici Becali să înțeleagă, să lase antrenorul, să-și facă treaba. Ca până acum, din 9 meciuri, să ai 8 victorii și un egal. Eu zic că suporterii au fost și sunt foarte nemulțumiți. Faptul că domnul Becali spune, domne, nu e spectacol în joc, dar trebuie să ne gândim cu toții că Edi Iordănescu nu a avut lot să facă antrenament, pentru că știu foarte bine, am fost acolo, am văzut jucători în carantină, jucători accidentați, plus cei 6-7 jucători care au fost luați la lotul național. Domnul Mustață, ce să te antrenezi? Domnul Mustață, având în vedere că dumneavoastră amenințați că în cazul în care Edi Iordănescu va fi schimbat, noul antrenor va fi... Puțin. Nu amenințăm. Nu, n-a amenințat. Bun. Da? Anunțați că dacă Iordănescu va fi schimbat, cine va fi numit va avea parte de opoziție, de contestare din partea noastră. Nu ne mai dorim alt antrenor. Poate okay. Cine știe. Exact cum am și declarat. Cum da, credeți? Singurul antrenor care nu mai acceptăm, domnul Gigi Becali, antrenorul secolului, să vină frumos să antreneze echipa și atunci să știm că nu mai există niciun antrenor. Știți ce voiam să vă întreb? Domnul Becali, da. În ce măsură credeți că domnul Becali va privi această declarație, această poziție a dumneavoastră și nu va fi provocat de ea? Adică... De ce să fie provocat? Domnul Becali, dacă tot a adus un antrenor, eu spun să-l lase. Asta nu spun numai eu, spun asta spun suporterii. Da? Să-l lase pe Edi Iordănescu să-și termine contractul și la sfârșit de contract să tragă linie. Dacă nu are rezultate, atunci este altceva să înceteze contractul. Dar dacă Edi Iordănescu la ora asta are contract cu Steaua și dorește să stea la Steaua din cauza noastră, a suporterilor, a echipei, a format acolo un grup extraordinar. Nu mai sunt bisericuțe, nu mai e absolut nimic. Toți jucătorii au cea mai mare încredere. Și vă spun cu responsabilitate că o știu foarte bine. Da? Și atâta timp cât se formează acest lucru, există, a înlăturat bisericuțele. Toți jucătorii sunt entuziasmați că au în spatele lor un antrenor care decide. Acum de ce să stricăm atmosfera la club când se merge foarte bine, suporterii alături de echipă, antrenor avem, conducere avem, dar dacă cineva bagă în cap sau că domnul Becali, știți bine că este repede influențabil și mai vine nu știu mai cine și mai dă nu știu câte calde și începe să dea în echipă, nu face bine nimănui, nici nouă. Noi dacă vrem performanță și domnul Becali, evident că dacă va băga bani și a băgat bani, nu spune nimeni că n-a băgat bani la echipă și luăm campionatul, atunci poți să spui și să vinzi jucători pe performanță, că ai făcut performanță, să le crească valoarea jucătorilor și atunci ai mulțumit din toate direcțiile. Da. Și de la suporteri, și de la antrenori, și de la jucători, unde poți să-ți vinzi jucătorii pe ce preț vrei. Știți ce vreau să vă mai întreb? Sunt tot felul de speculații acum, de variante, după un astfel de anunț. Pentru că, repet, acum nu mai vorbim pe... Lăsați sursele că ce vă dau eu e realitate. Da? Edi Iordănescu a făcut acel comunicat, l-a făcut, era normal să aibă și el o reacție, pentru că după aia presa spunea, domne, nu mai... Da, specula, a avut o reacție clară, patronul, din ce știu eu, nu-l va da afară, nu din ce știu, 100% nu-l va da afară, Edici va continua activitatea și lucrurile vor intra pe drumul drept. Asta simțiți dumneavoastră sau asta nu vă doriți? Așa este. Nu simt, așa este. Așa este, da. Da? Că m-a mai sunat cineva aseară, domne, ai văzut ce a postat Edi? Da, Edi a postat, era normal să aibă o reacție, dar eu vă garantez că Edi Iordănescu nu va pleca de la Steaua. Și dacă ar veni Rădoi? Asta e una dintre speculații. Nu mai... face speculații că toată lumea a spus de Rădoi, de Tică, de Pițurcă, nu mai minciuni de presă. Nu există așa ceva. Nu există. Da? Ok. Vă spun eu siguranță, nu există așa ceva. Nici Rădoi, nici Tică nu vine. Da. Deci astea sunt speculațiile nu știu cui care vin de la presă minciuni. Presa normal, că poate unii din presă nu verifică lucrurile astea. Haideți să le aruncăm pe piață, că e bine scandalul. Domnul Mustață, mă rog frumos, nu ne mai certați. În momentul în care, antrenorul FCSB-ului, în cazul de față, spune că șeful lui, patronul,
i-a propus rezilierea, încetarea contractului. Te gândești că el dacă dă afară cine vine, nu e nicio minciună de presă. Că mai... Nu m-ați înțeles, am spus nu m-ați înțeles la ce am spus. Speculație de presă, da, și minciună. La referitor, la Rătoi și la Dică. A, deci nu vine ei, da. Nu am spus, pentru că nu, ai cum să, nu am cum să spun eu că e minciună atâta timp cât am văzut și eu declarația lui Edi. Și am vorbit cu el. Da? Da. De ce vă spun că nu vă dau chestia de surse, că domne, eu v-am spus cu Mirel și cu Mirel și cu Tică, e minciună. La asta m-am referit. În regulă. Faptul da, că acum am înțeles, da, da. Faptul că a avut o reacție Edi și era normal să aibă și el o reacție. Faptul că eu am discutat cu Edi Iordănescu și am explicat, am vorbit amândoi despre ce este vorba. Nu va pleca din cauza noastră a suporterilor și în cauza echipei. Faptul că el a propus chestia, a fost propusă datorită. O reziliere a contractului. Datorită. Și lui nu i-a convenit sau dacă vrea patronul să-l dea afară. Nu am înțeles că nu vrea să-l dea afară. Din ce am înțeles și de la meme. Și punct, situația s-a punctat și la revedere. Nu vrea să-l dea, să-l lase, să-și termine contractul, să ducă la realizare ceea ce și-a propus. Și asta este. Da. În regulă. Da. Mulțumim. Asta este. Nu mai vă luați după lume că vine Dică și vine Rătoi. Domnul Stață, ultimă chestie. Da, scurt. Da. Din ce știți dumneavoastră, când a început domnul Becali să fie nemulțumit sau să regrete că l-a adus pe Iordănescu la echipă? Nu cred că a regretat și nu cred că regretă că l-a adus pe Iordănescu. A fost chestia deci de jocurile acelea care, într-adevăr, cred că cel mai mult l-a supărat Budescu acum cu exterioarele. Cred că asta a fost, dar până acum nu cred că cineva poate fi supărat că bați pe Dinamo cu 6-0. Bați în deplasare. Dom'le, cum bați? Am avut echipă șchioapătă. Da? Gândiți-vă, n-ai avut jucători, am avut jucători în pandemie. Am pierdut meciul de cupă din cauza la pandemie. Care era unul din obiectivele noastre, Cupa României și campionatul, da? Și nu v-ați prezentat. Păi, gândiți-vă, dacă n-ai vai cu ce? Aici trebuie să înțeleagă toată lumea. Edi n-a avut lot. Vedem de acum încolo. Dar are un lot de 27 de jucători acum. Au ieșit toți din pandemie. Accidentările și-au revenit. Acum, da, putem să tragem concluzia dacă Edi a pregătit echipa sau are un joc bun. Dar pe noi, suporterii, mai puțin ne interesează jocul bun. Mă interesează rezultatul de 3 puncte. Că așa s-a câștigat campionatele până acum. Pe rezultate. Nu pe hai să ținem mingea, să avem posesie. Posesie, ne cumpărăm câte minge și o avem la noi și o avem posesie toată viața. Rezultatele sunt în regulă. La ora. Mulțumim mult, Gigi Mustață, liderul suporterilor FCSB. Da, câteva concluzii, un atașament total al suporterilor prin vocea domnului Mustață. Păi da, eu tocmai am spus-o și eu, că Edi Iordănescu n-ar avea de ce să plece. Și cum joacă echipa, la rezultatele care au fost până acum... Doar că în toată povestea asta e ceva care, nu știu, vă scapă sau vă faceți că vă scapă. Șeful tău, șeful meu, ne propune, da, să încetăm relațiile contractuale, oficial, adică nu pe vorbe, pe nu știu ce... Dacă n-ar fi clauza, ar fi pa. Păi nu, da. Crezi că... Dar nu ne scapă, nu e de scăpat. La urmă, până și Edi Iordănescu a spus că s-a referit la, a făcut aluzie la feeling-ul său, da, despre ceea ce s-ar întâmpla. Pe tine, dacă te-ar chema mâine cine la Metalul după, Rozea, după... Domnul Grigore, gândește-te cum facem că vreau să ne despărțim. Nu, da, tu ce zici? Nu e problemă, mă susține fanul din tribune, știi? Nu te-ar... Și în urma 9 meciuri, din care 8 victorii și un egal. Pentru mine, nu știu unde în lumea asta se mai întâmplă situația asta. Pentru că nu poți să ai. Și până la urmă, Edi are toate argumentele din lume. Nu putea, a venit pe parcursul campionatului. E o echipă pe care, un lot pe care nu el l-a structurat, un lot pe care nu el l-a pregătit. Ne este rușine să spunem o chestie logică. Deci ne e rușine, nu mai avem curaj să spunem, voi, firesc ar fi pentru un antrenor abia după pregătirea asta de iarnă să spui, băi, la ce nivel e echipa? Normal, este o echipă care trebuie să câștige etapă de etapă, că s-au băgat mulți bani în ea. Dar ca idee, un antrenor normal ar trebui să aibă inclusiv pregătirea de iarnă și Ștefan, să zic, bă, idee cum, de știi joc. Știi cum și... aș vedea lucrurile? Dacă îți dorești ceva, așa cum Edi Iordănescu a pus în contract, menționează în contract, îmi doresc ca echipa aceasta să aibă 70% posesie meci de meci. Dacă de-a lungul a 5 meciuri, Echipă, poți face, dar nu, măsură ce nu dacă asta îți dorești,
trece un contract. Ored Ionescu are un contract să câștige, nu? Să ajungă să câștige campionatul. Da, campionatul da. Nu se câștigă dacă am 60% posesie decât adversarul și adversarul se câștigă în niște etape. Se câștigă în niște etape și se câștigă pe rezultate. Ori dacă îți dorești să ai posesie, trece în contract că îți dorești 60% posesie. Ai lucrat cu domnul Becali, da? Repet, fac această precizare care poate deveni obositoare, da? Dar trebuie să o fac. Nu e despre CSA și FCSB ce îl întrebe domnul Oprița. Este strict prin ce a trăit ca jucător, a lucrat cu Gigi Becali. Cum simți desfășurarea ostilităților? În perioada când eram eu acolo, nu se întâmplau lucruri. Nu, adică nu are legătură. Cunoscându-l pe dânsul și văzând situația, ce simți că se va întâmpla? Nu are eu legătură. Cred că va rămâne în continuare Edi până la final și atunci o să vadă rezultatele. Dacă o să ia campionatul, cum a zis, cred că o să rămână, dacă nu, da. Se vor despărți. Dar nu cred că o să plece din iarnă, pentru că rezultatele sunt bune și jocul nu este așa de rău, cum s-a spus, mai ales că nici nu a avut la dispoziție... Să zicem că a pierdut un meci cu Voluntari în cupă. Aia ar fi problema. Ce mi se pare mie cel mai ciudat, repet, s-a intrat într-o morișcă de asta în ultimii ani, de dat afară antrenorul pe 3-4 etape la 3-4 înfrângeri, da. Și am ajuns să ni se pară firesc ca un antrenor să fie dat afară așa, oricând. Este dreptul dânsului. Poate dânsul poate să fie impulsiv, să-și dorească să plătească aia 500.000 de euro și să-l dea afară. Echipa este a dânsului, decizia este la dânsul. Facem așa pe jurnaliștii de investigație. Așa. Mai e ceva care e suspect, că am tot încercat și ieri și astăzi să-l sunăm pe Gigi Becali, nu intră. Da? Dacă vrea stabilitate, poate spune? Păi spun eu, păi asta poate spune. Stabilitate, să spună, domne, ce a declarat că Rădănescu, bla, da? Nervi, eu nu i-am propus tocmai reziliere, i-am dat altceva de înțeles, în fine. Da? Nu, faptul că nu intervine să lămurească situația, este clar că dorința domniei sale este de a se despărți, da. Citim printre rânduri, poate greșim, dacă greșim să intervină, să ne spună că am greșit. Dar nu, este foarte clar și mai este încă un lucru. Apropo de plăcut poate și... Poate și la biserică, da, de nu, apropo de plăcut și de neplăcut. Dânsului nu-i place, nu neapărat jocul. Nu-i place situația. Despre asta nu-i place. Nu-i place. Edi Ordenescu a spus, a dat de înțeles că e posibil să nu-i convină faptul că nu poate să facă schimbări și așa mai departe. Nu-i place situația asta. Pur și mai trebuie să înțelegem ceva. Mulți îl privim prin filtrul nostru, propriei persoane. Nu, realitatea este că Becali este un om foarte liber. Este foarte liber. Datorită potenții sale financiare, da, banii îți pot da un anumit... Nu, liber, ce, dacă nu stai puțin, nu, este foarte liber și își poate permite să facă niște lucruri. Dar uite că ăștia 500.000 de euro îi îngrădesc un pic libertatea. El de aia face ce face. Noi nu ne permitem mulți dintre noi să mergem la muncă și să-i zicem șefului, bă, nu vreau să fac asta. Uneori faci, uneori nu faci. Dar el face absolut tot ce vrea. Ce și ajunge în situația asta să nu poată. Vreau să spun că mai sunt și la noi în țară lucruri care ne miră. Cum a fost Csíkszereda, că toți eram mirați. Când am început, campionatul și după 5 etape, niciun punct, niciun gol marcat, că eram... După unde ce sezonul trecut au fost ok. Un antrenor care a redresat echipa până la urmă și cu șanse să prindă un loc de play-off. Adică... unde se putea întâmpla? La noi, nu știu, chiar ne mă gândeam, mai vorbeam cu cineva, după 5 etape, nu știu dacă nu marcaseră niciun gol, parcă. Și tot vorbeam, trebuie să... Puse cap la cap așa aceste piese pe care le avem acum, piese, da? E greu de crezut că cele două părți, dacă vor merge împreună de azi încolo, vor merge mult timp împreună. Adică e chestiune de... Doar banii țin acolo. Da, deci situația asta, aceasta... chestiune de o etapă, două, o lună... Hai să zicem așa, dar până în vară. Îți propune șeful tău încetarea contractului. N-am auzit pe lumea asta foarte multe cazuri în care se spune, domnule, am greșit și la un om radical cum e Gigi Becali. Eu zic că dacă sunt rezultate, o să... Păi sunt rezultate, Daniele. Și dacă păi o să rezultate. Fie, tot așa o să fie. O să mai critique, dar o să meargă tot așa în continuare, pentru că atâta timp cât sunt rezultate, o să fie... Stă să gândește după meci și... Da, domnule, mă gândeam la situația aceasta lui Edi, care la CFR a plecat tot așa, după câteva etape și s-a plătit o clauză de... Asta am scăpat clauză. Prima oară, vreo 100, 200. 200 de mii. Da. Sunt foarte mulți. Edi Ordenescu e ca Mourinho. Ia mai mulți bani din clauze decât din salarii. Nu, domnul Vanu atunci când a hotărât... Asta spun, nu că... Unii spuneau, bă, iei bani, nu, foarte bine. Și spuneam eu că, bă, nu mai spune că dai bani la alegerea dânsului, poate să dea unde vrea. Dar sunt bani pe care i-ai negociat, iei.
Da. Și faci ce vrei cu ei. În partea a doua, vorbim de echipa națională, vorbim de ceea ce se întâmplă la nivelul ligii secunde cu CSEA Steaua și Metalul Globus și vom merge din nou la Valencia, pentru că astăzi este cursa curselor, este ultima apariție în calitate de pilot de MotoGP a celebrului Valentino Rossi, de 9 ori campion mondial, între care 7 performanțe de acest gen reușite la clasa regină. Florin Ion, colegul nostru, ne aduce chiar sau cu adevărat ultimele detalii din această zi, cu totul și cu totul specială pentru Il Dottore, așa cum este supranumit Valentino Rossi. Ne întoarcem. Da, lucrurile sunt bune, avem condiții bune. Gigi Becali se află împreună cu noi. Bună dimineața, domnul Becali. Bună dimineața. Edi Iordănescu, intrăm direct în subiect. A anunțat pe contul de Facebook, așa se anunță în zilele noastre mai nou, că i-ați propus încetarea colaborării. Putem nu, să detaliem puțin? L-ați sunat, i-ați trimis o hârtie, l-ați sunat meme? Cum nu, stau? Nu, nu este adevărat. El a trimis o hârtie la club la Argăseală că nu știu ce, că clauze tâmpenii, adică vă dați seama, eu tot ce am spus tot timpul că nu se joacă bine, adică nu îmi convine jocul. Eu n-am spus, am spus tot timpul, eu am încredere în el, încă. Am spus chiar că nu e tănase, nu e coma, nu e orarul bine, nu e cu tare și că cred că și el a trimis o hârtie. După care e adevărat că eu i-am spus, bă, cum să mai stai în casa omului dacă îi tu trimiți hârtii de amenințări, că vezi, Doamne, că clauze, că nu știu ce. Și acum întreb dacă a scris asta, ce spuneți voi, că nu știu, a scris el asta? Da, uitați că am deschis contul de Facebook. Concluzia este că mi s-a propus din partea clubului, patronului, încetarea de comun acord a colaborării. Spune... Era, nu, 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 el a zis că putem să... Că să-i facem o propunere. El a cerut o propunere, nu noi. Deci nu... Doamne miluiește, abia și toată să scapă odată. Bine, deci nu i-am cerut niciun fel de reziliere. El a cerut, el a zis că, domne, să facem o propunere. Și eu i-am spus, propunerea este să-ți mai dăm salariile pe încă 2 luni. Adică, deși nu le-ai muncit, să-ți iei banii și dacă vrei să pleci. Înțelegi? Uh-huh. Asta a fost... Dar el a cerut, nu noi am cerut. Deci noastră ați dat curs unei propuneri venite de la el. Da! Nu v-ați opus. Adică n-ați spus, stai mă, unde pleci? Păi nu, eu nu m-am opus. Dacă el a... Dacă... Pe cum să te opui dacă... Pe cum să te... Dacă un om lucrezi cu el și dacă te înțelegi cu el acasă la tine. Că eu m-am întâlnit acasă la mine cu el. Și după aia el nici nu mă spune, nu spune nimic. Bă, patron, vezi că nu-mi convine aia sau ce, sau ce, sau ce ai de clasă. Nimic. Adică el trimite avocat la Argăseală. Deci a trimis o hârtie către club în care a spus că s-ar fi încălcat clauze din contractul semnat cu dumneavoastră. În speță cele legate de faptul că ați vorbit public despre echipă, nu? Da, da, da. Uh-huh. Dar nu pleacă până nu-i dați clauza de 500 de mii pe care o donează. În scopuri caritabile, suma, nu clauza o donează. Păi el să doneze, dar să doneze banii lui, nu banii mei. Că nici eu nu o să i-am scris după aia. Păi ce caritate? Se face caritate pe banii mei el? Păi sunt banii lui, nu sunt banii dumneavoastră. Dacă îi plătești. Păi și eu îi transmit eu lui. Și am și scris și am crezut că a înțeles. Că i-am zis nu pleci nicăieri, că a zis domne că văd că nu mă vrei, că nu i-am scris niciodată nicio vorbă bună. Păi ce vorbă bună dacă nu joacă echipa? Când o să fie vorbă bună, da. Și a zis, bă, nu pleci nicăieri, o să vină coma, o să cutare, cutare și o să ne primești și zic, nu-i bine să pleci acum. O să pleci în glorie, i-am scris eu, eu le-am scris astea, adică le pot demonstra. Cam el nu mai pe scrise, nu vrea să vorbească, nu răspunde. Și atunci eu i-am scris să nu plece, să-și facă treaba și să plece în glorie, nu să plece acum. A, deci am scris asta. Da, i-am scris eu asta. I-am scris, voi, nu pleci nicăieri, tu o să, mai bine să pleci în glorie. Ai făcut o mizerie urâtă, care e normal. Că, dumne, că nu sunt apreciat și niciodată n-am primit apreciere, vorbă frumoasă. Păi, da, te-ai zis, cum se ce vorbă frumoasă? Dacă, și acum mai mult decât atât. Donează el banii mei?
Păi înseamnă că, Doamne, miluiește. Am zis, bă, tu vrei să mă întâlnesc, să zic ceva de tine? Nu zi, mă, tată, nimic, în primul rând. Și în al doilea rând spun ceva. Aia sunt niște clauze care le-am pus și o râdeam. Că, domnule, că vezi, doamne, n-ai voie să vorbești de jucător. Sau n-ai voie să vorbești. Păi, Claudie, adică, cum adică, eu patron, n-am voie să spun dacă mă întreabă presa, dacă îmi place jocul. Cum să zic, îmi place jocul, că nu-mi place? Pum, doar le-a zis Claudia Iulia, ce-a pus el. A, dacă l-aș critica pe el, sau dacă l-aș da afară, da, plătesc Claudia. Dar nu-l da afară. Și nici nu-l da afară și să fie sănătos și să stea acolo, așa, că nu o să primească nici rus de la mine. Regretați că l-ați numit? Păi, n-am regretat niciodată, dar acum, după ce văd asta, mă crucesc. Cum adică tu intri cu stăpânul clubului, cu proprietarul clubului, intri cum ar veni în scandal, îl și ameniți și mai și dai pui că iei tu banii 500.000, donezi tu. Păi tu îi donezi pe banii mei, mă. Și acum, după ce a intrat în tot scandalul ăsta, mă întreb eu, adică nu știu, mă întreb. Că poate, eu i-am scris atâta, bă, așa ceva n-am văzut. Dar acum mă întreb eu. Bă, după ce ai scris astea, după ce ai intrat în scandal cu patronul clubului. Așa. Cum să te mai duci în curte la el, măi? Eu nu înțeleg oamenii ăștia, înțelegi? Adică eu rămân, eu am 64 de ani, nu vine să cred. Deci ați vrea să plece fără să mai aibă pretenții? Să-i plătiți până în iarnă banii și să plece? Păi da. Păi și dacă așa vine mâine la antrenament, cum îl mai vedeți în casă? Păi pentru mine n-am nicio treabă, că și el la mine acasă. El treaba lui. Este bunul lui simț și rușinea lui. Nu la mine este problema. Eu să fie sănătos. Eu am motiv. Bă, am un contract cu el, trebuie să vină omul cu tare, eu nu pot să-l dau afară sau să nu-l primesc. Că nu sunt ca Mititelu ca să fac să închid poarta și să plătesc clauză de 500.000. Cum vi se pare acuza că sunteți invidios pe faptul că el are niște rezultate și că dumneavoastră nemai controlând schimbări și să vă faceți lucrurile care vă rog? Așa a zis? Nu, acuza vehiculată... A spus că feeling-ul lui, adică feeling-ul, mă rog, nu că n-ați înțelege, nu sunt ironic. Sentimentul lui e că vreți să vă ocupați personal și în exclusivitate de echipă, da? Asta este ceea ce... Bine, sentimentul lui, bun, asta e sentimentul lui. Dacă spune omul sentimentul lui, spune părerea lui. Exact. Dar hai să ne înțelegem, că nu după aia să spune niște tâmpeni, niște minciuni și să răspunde niște minciuni. Nu, domn Becali, eu am ceva voiam să spun. Cum vi se pare acuza vehiculată în spațiu public de Balint, de mai mulți jurnaliști, stai puțin. Să spun. Nu mă refeream la ce spunea ce a spus Edi Ordărescu. N-am nicio intenție să schimb nimic. Acum mai spun ceva. Fiecare om ce spune e problema lui. Da. Așa are dreptate Balint. Are dreptate toți. Deci nu mai vreau să răspund la niciun noi. Nu mă întrează Balint de ăla, de Vasile, de Ionică, Mistică, Costică. Eu vin la biserică acum. Și așa și îmi pare rău. Dar asta n-ai cum să nu răspunzi la așa ceva. Ca să spui tu că ia el 500.000, dă el... Donează banii mei el. Păi stai mă tată că nu o să donezi nici 5 bănuți mă. Dacă aștepți banii mei la donație, puneți pofta în cui, că du-te tată și antrenează acolo să fii sănătos. Care e problema? Da. În regulă, mulțumim domnule Gali. Bine tată, ai fi, da, să fii sănătos. Numai bine, da. Eu cred că în maniera asta e greu de... Exact ce vă spuneam înainte de aia, pentru că am vorbit de atâtea ori în calitate de jurnalist, nu de altceva. Dacă ar pleca fără să ceară acei bani, ar fi... E greu să continui în maniera asta. Adică, ai văzut. Am avut ambele părți, una nu dorește să intre, dar... Nu, dar a spus că nu-i sabotează nimic, adică nu se întâmplă ca în alte părți să-i producă vreo problemă. Poate să stea cât... Nu, până... poate să stea ca nu, să... N-ar vrea să stea, dar... Nu, eu nu vreau să stau, să stai, dar stai. Dacă e păi că stai nu vreau că să... nu vreau să-ți dau 500 de lei. Întrebarea, da? Vezi de durată, adică de durată înseamnă până în iarnă. Da, până în iarnă. O astfel de colaborare? Eu zic că chestiune de ore, zile, o etapă, două. Eu aș vedea de durată doar într-o singură ipostază. Să se pună la masă, să se stabilească niște lucruri,
să spună, pentru că e evident, e o informație care poate schimbă puțin datele problemei. Aceea în care domnul Becali, din ce înțeleg eu, a fost deranjat de faptul că avocatul sau Edi sau avocatul a trimis o notificare către club, în care i-a atras atenția că vorbește, că încalcă datele contractului. Stați puțin, cum adică, eu nu... Da, domnul... A explicat, domnul Becali a explicat. Da, dar noi nu, am primit dar nu la se club... leagă, înseamnă că e din minte. Păi nu, a spus așa, noi am primit la club o cârtie din care rezulta că s-au încălcat clauze din contract. Și bănuim noi cele legate omul de... Ăsta spune clar, la punctul 8. Păi mi s-a propus încetarea și ulterior, contractului. Ulterior, în baza clubul i-a dat. Domnul Becali a fost deranjat de faptul că s-a trimis această hârtie și nici măcar Edi nu a vorbit personal. Eu așa asta am înțeles. A spus, asta a spus, da. Da, domnul. Iar, și asta, atunci a făcut așa demersul. Așa și eu. Acum. Asta l-a deranjat. Și dacă ai avea un patron, o să lucrezi, nu știu, la ce echipă vrei tu? La Valencia, că să l-am văzut pe Florin Ion. Da? Și e un război rece. Da? Da. E un război rece. Crezi că veți merge împreună foarte mult timp? Nu cred. Adică eu personal nu știu dacă aș merge. Acum depinde de fiecare. Și adică s-a ajuns deja la, nu ne acuze, la lipsă de încredere. De încredere. Aici. Niciuna dintre părți nu are încredere. Una în cealaltă. Nu din punct de vedere al competenței, ci a faptului că nu se respectă ce au vorbit. Noi, eu ca jucător personal am trăit o situație în care Răzvan Lucescu a fost dat afară de către domnul Copos, iar ulterior a fost readus în funcție și de acolo noi am mers foarte bine. Da, poate adică, să fie adică și... sunt situații și situații. Depinde fiecare ce își dorește sau cât de mult doresc această colaborare în continuare, că poate... Păi nu, ai auzit ce a zis. Bă, tata, eu nu te dau afară, dar cum mai ai tu bunul simț să intri în curte la om dacă după ce te-ai certat, după cu, ce el, te-ai certat cu el? Nu, da, foarte important din ce a spus domnul Becali și cum au decurs lucrurile. Deci au fost declarațiile domnului Becali, care a spus că, domne, nu-mi convine ce joacă echipa. Da. Edi Iordănescu ar fi trimis, conform domnului Becali, o hârtie spre club în care a atenționat că se încalcă înțelegerea și a confirmat domnul Becali legat de vorbit. Da? După aceea, clubul sau domnul Becali, cum au făcut ei, au trimis către Edi Iordănescu propunere de reziliere amiabilă și Edi Iordănescu a scris aseară despre această propunere. Deci nu, așa au decurs lucrurile din ce, tot ce am înțeles. O reziliere cu două salarii, adică până în decembrie. Da. Da. Eu v-am spus că 500.000 de euro reprezintă o sumă uriașă. Pentru noi. Pentru noi nu, de... dar pentru oricine, cel care are